Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii noastre, Ora de Veghe. Sunt Adrian Sturza și împreună cu inestimabila Nicoleta Savin. Așa e. Vă urăm o seară și bună. Când greșește, tot inestimabilă e. Inestimabilă? Păi, nu, deci e la pachet. Nu, da. Știi? Așa e omor și lumini și umbre. Dacă îl citim pe Jung, omul, unul dintre popoarea mea, cei mai reali îndreptători ai psihicului uman, ar trebui să-ți îmbrățișezi partea ta întunecată. Întunecată, da. Da, să o iubesc chiar, așa se spune. Pentru că, dar știi că are metafizic treaba asta, e profundă. Corectă. Corectă, pentru că ni se permite să greșim. Și lumea nu cred că prea înțelege cum, adică e foarte greu de înțeles. Bun, și atunci hai să greșim, nu? Mergem, bă, dăm cu lumânările la biserică și gata, facem, hai, plătim cu... Nu. Nu. Greșeala aia se trece undeva. Ăla e un gol. Și ca orice gol e o chestie, e un demon. Dar se trece undeva. Unde? Da. În, să zicem, în complex care e asta, cu liceul și îl aveți, adică. Și nu mă refer la ascultătorii noștri fideli, ci la românii de pretutindeni, inclusiv la cei înfrățiți cu drag. Nu? Că sunt. Da. În România sunt oameni care s-au înfrățit cu dragul ca să treacă putea. Păi asta e un proverb demențial. Da. Deci o chestie, e un motor recunoscut al acestei țări. Da, mă rog, da. Acum, adică, mi se pare complet. Alte popoare nu-l găsești în formula asta. Și s-au înfrățit. Acum, aveți, ideea e să vă puteți și desfrăți la un moment dat. Și nu e așa de simplu din câte am. Dar știi că domnul Marcel Ciolacu, pe lângă meci, a făcut o ședință de guvern cu Landu, da, cu cei din Landul Bavaria, adică să aibă și el motiv să plece în Germania, nu? Și a invitat acolo șeful de Land în România și i-a explicat să vină la Dracula trecând peste toate, dar să nu fie o seară cu lună plină. Dacă până și premierul acestei țări se laudă cu Dracula, tu ce bagi bețe în roate la Dracula? Marcel Ciolacu nu e cunoscut pentru inteligență și nici pentru rafinamentul metaforic. Da, mă, dar trebuie să aibă niște consilieri, că are nu vorbește gura fără tine. Un om care a făcut liceu târziu și a luat, nici nu știu de fapt ce s-a întâmplat acolo. Nu avem siguranță. O să-mi întrebă covriș, deși nici acolo e puțin... Doamna. Nu mai merită să la covrigi. Nu știu că a scris. Da, ce că, da, păi, asta vreau și să spun, dar la ultima e brească, acum se ceartă în replici. Și își spun unul altuia povești și stai pe margine și te uiți și te întrebi cât mai clăios, cu atât în mai ce hal a ajuns. Așa funcționează contrasecția. USL 2. Nu. Va fi mai rău. Da, mai rău. Zâmbește, sigur. Da, m-or fi așa zice. Zâmbește, deci, mâine va fi mult mai rău. Ca să revin un pic la ideea, că era interesant, cred. Da. O pune undeva în planul complex și nu o vezi, dai acolo. Și când aduni și faci la pătrajul, ce iese cu minus, apare la tine, dar cu minus. Hop, ce? Adică ce? Adică te vine un nene, îți dă la glezne, îți fără bani. Și încă o dată, acum eu nu fac apologia hoților de buzunare, e clar. explic că, deci vine cineva care îți ia golul și te simți ce se bine. Întâmplă e că tu devii plin. Uh-huh. Și el devine mai gol decât era. Și eu, părea mea că e bine, știi? Adică despre asta e vorba până la urmă. Uh-huh. Acum, în altă ordine de idei... Mi se mai întâmplă ceva. Deci, încă o dată, explicația asta e în general pentru cei înfrățiți cu diavolul, pentru că acolo sunt problemele, după părea mea. Înfrățiți suntem într-o oarecare măsură toți. Mai mult sau mai puțin. Numai că la unii devine posedare. Adică încep să fii de-a dreptul înfrățit. Și apropo de posedare... Devine modus vivendi. Așa se trăiește. O știți pe J.K. Rowling, nu? Toată lumea cred că a auzit de cărțile ei. Da. Sper. J.K. Rowling, o doamnă foarte simpatică și dulce, care zice, a fost întrebată dacă e posedată. Acum... Da, e și tu pe o să întrebi așa ceva. Da, doamne, dar nu poți să întrebi orice, dacă o faci civilizat. Adică, și dacă nu poți să o faci altfel, fă-o și așa, ca maimuța, adică, da, mă rog, am întrebat. Și doamna răspunde, cred că pe Twitter, și zice, da, de fapt sunt. Ea a fost implicată este cunoscută și pentru a... Nu doar pentru seria Harry Potter. Pentru poziția pe care o ia vis-a-vis de mișcarea transgender. No. Da? Ea se opune. Și zice, da, zice, sunt, de fapt.
Soțul meu, zice, a chemat un preot anul trecut, dar am aflat că ședința de exorcism este în jur de 500 de lire. Și zice, acum nu spun că Nil, soțul, este strâns la pungă, dar zice, a ales să cumpere o sticlă de apă sfințită și să o facă singur. Și zice, asta e motivul pentru care... Asta e motivul pentru care, zice, eu sunt încă posedată de acest demon care refuză să creadă că femeile au penisuri. Posedată. Da. O afirmă. Care, tocmai săptămâna trecută, de marți, discutam de noțiune care, uite, blochează oamenii. Sau îi posedă. În cazul ăsta, nici nu te-ai... Trebuie să recunoști că răspunsul are franchețe și foarte multă inteligență. No? Și e de natură să te pună cu botul pe labe, indiferent cât tupeu ai să întrebi așa ceva, sau să o acuzi de câtă lună și în soare, că e o de adevărată dezbatere pe ea. Cum își permite să atace mișcarea LGBT? Nu LGBT, transgender. Transgender, da. De fapt, da, și LGBT. Da. A, intră tot acolo, la pachet, în la progresiști, în și, poveste. Și mișcarea LGBT, de fapt, are o problemă cu transgenderismul, știi? Da. Pentru că sunt lesbiene care vin și spun, ce faceți acum? De ce le au probleme cu bărbații, nu? Da. Bă, dacă ești transgender și vrei în, și te declari femeie, nu? Te duci la veciul de femei și asta e o mare problemă pentru un etnic. Eu le înțeleg perfect, adică până la urmă... N-au o problemă mai serioasă de rezolvat. Oprim cu dezlipirea de realitate, pentru că altfel vom cădea în neant. Nu cred că mai mult până acolo, sper, adică eu sper din toată inima, în fiecare neață. Te gândești că ar fi bine. Mă gândesc că bă, ar fi bine să revenim un pic la normalitate, dar mai mult până acolo, să știu. Da. Sunt multe goluri care trebuie luate și asumate de cineva și nu se găsesc persoane care să halească toate golurile. Că este atât de mare încât ajungi să fii tu însuți unul. Uite, ăsta e un job pe care ar trebui să se bată unii pentru vederea mântuirii, să fim mâncători de goluri pe planeta Pământ. Unele sunt prea mari. Poți să le mănânci doar, știi, le mănânci atâta timp cât mai exiști după. M-am jucat și eu din vorbe, atâta tot, nu pretind că nu, poate să înghit atâtea goluri. Nu, nu se bagă nimeni, de fapt e lumea și aici mă refer la overlords ăștia grafici, care stă pe margini, că sunt de mari încât zic că nu vreți să faceți asta drept, nu? Nu merge. Hai să vedem. Nu și merge. Ei n-ar fi dintre cei mai problematici. Mai problematici ar fi cei care vin și spun... Da, vreți să faceți curat? Da. Cu cine? Da. Da, și cocoașa asta. Știi? Acolo sunt probleme. În care parte a emisiunii vrei să spui cu cine faci curat, să îmi dai cuvântul, că am niște curățători? Debarasatori. Zi. Aș vrea să încep emisiunea cu unul dintre cei mai bizari comentatori de televiziune pe care i-am văzut vreodată. Care îi bate pe ai noștri cei cunoscuți, se știu, vă știți. Îi bate la popou gol. Și anume domnul Soloviov de la Rusia 1, care de ună zi e bine să-l urmăriți, dar nu știu, pentru cei care nu știu engleză, am luat o bucată de film și l-am subtitrat. Rog regia să dea prima bucățică din film. Este fascinator. Вознамерил să тебя убить. Это просто надо понять. Запад ставит простую задачу нас уничтожить, пересидеть, договориться, а вдруг обойдется, невозможно. Поэтому, почему я сразу предлагал шарахнуть и крайне жестко? Ну, потому что я понимаю, я просто вижу их, это абсолютные хищники. И любая попытка договориться с хищником безумна. Он просто ждет, когда ты пропитаешься соусами, чтобы тебя сожрать, когда ты более вкусный. Точка. Но он никогда не откажется от своих планов тебя сожрать. При этом считай, что ты идиот, и тебя можно регулярно обманывать, как это происходит веками. Надо понимать логику Запада. Нет ни одного обязательства, которое Запад бы дал кому угодно, которое он выполнил. Как только это становилось невыгодно, Запад плевал на любые договоренности. Сдавал любых ситуативных или временных союзников. Шел всегда к своей жестко намеченной цели. Они четко и ясно планируют переход конфликта в новую стадию. Почему для них так страшно Северная Корея? Ну, а потому что...
полетело и полетело. И с помощью технологий, которые они могут получить, они будут пробивать любой город на территории Соединенных Штатов. И тут американцы впервые начнут думать, а что, получается, танго можно танцевать вдвоем? И когда они, считая нас полностью за идиотов, говорят, не, ну слушайте, вот не важно, что на Украине, давайте договоримся по вот стратегическим. Очень точно Дмитрий Анатольевич Медведев написал, что вы вообще, что ли, с головой не дружите. Сейчас. Вот прям сейчас. В том, где у нас преимущество, сейчас мы начнем с ними договариваться. Да не надейтесь. У нас нет и не может быть никаких друзей, партнеров на Западе. Не надо ждать изменения риторики Запада, что привело бы к изменению их реальной политики. Возврата к миру не будет. Будет принуждение к миру Запада, когда он опять будет испуган настолько, что поймет, что вариантов нет. А для этого надо искать слабые места и наносить туда удар, безжалостный, беспощадный. Я считаю, что истинное миролюбие, человеколюбие должно быть в любви к своим и к безжалостности, к врагам. Тут меня упрекали, что я призвал уничтожить Харьков. Ну, дав, правда, сначала 3 дня на вывод всех жителей. А потом сказать, вот, будет уничтожен. Я вам скажу, после вот сегодняшнего злодеяния, я бы стер с лица земли Одессу, Николаев, Харьков и Киев. А что же, домне, да по фаца памятуй, что раньше, куда все руку и то дня? Și ea zice, domnule, o fi, e un serviciu că de presă străin, Russia Monitor, something, something, care traduce, se uită pe Russia Today și le, da, Russia 1 și lea și le. Traduce în engleză. Ce aș puncta eu aici, eu nu știu dacă ai observat câtă ură are. Aoleu. Nu știu cum trăiește, deci nu știu de ce se înverzește și se ofilește și cade. Nu știu, cum de numare, nu știu cum de numare cu propriul venin la, la emisiunea pe care face seară de seară de când ai izbucnit război. Are un rol de jucat, știi? Oricare da. Ar fi el. Să umple goluri sau să le tragă de la alții, nu știu. În sfârșit, o să vedem. Deci sunt niște, tipare mentale narcisiste clasice. Și anume, acuz adversarul de tot ceea ce faci tu, că ai observat. Da. Occidentul n-a respectat niciodată angajament. Lasă că l-a respectat Putin. Dar Rusia... Și cei dinaintea lui, că nu e numai Putin. Rusia a promis tot felul de lucruri. În primul rând a promis integritatea teritorială a Ucrainei. A promis că ai vers popereț, că își retrage trupele din Transnistria, din Moldova. La... Da, e din... A promis că să le și... Din nicio, nimic din ce a respectat. Dar semnarul Rusia nu s-a întâmplat. Da, Occidentul e cel, da. Occidentul e cel prădător, ăștia sunt 140 de milioane de oameni pe 11 fuse orari. Bine, în parte bucăți... Încă mai există oameni altfel onorabili pe care nu îi înțeleg. Probabil că, da, probabil că din ura absolută pentru americani îi creditează pe ruși. Și știi care e chestia? Nu îndrăznesc să-i critique direct, că așa e 60% din gazetari. Nu laudă direct Rusia, că nu poți să lauzi atrocități. Și, și așa încep discursul. Eu nu țin cu Putin, dar americanii au făcut și au tres. Americanii au făcut foarte multe rele în țara asta. Nu, nu. Cu siguranță. Și au fost prea implicați pe aici. Tocmai. Acum, că, că dacă erau, poate că era țara asta mai curățică. Știi cum e când o situație nu mai stă la echilibru, începe și e ca un pendul și începe să penduleze și pentru că e o barcă, da, suntem într-o barcă și barca aia trebuie să ajungem cu ea la aici, dar nu vedem țărmă, dar știm că ar fi cam acolo. Și barca aia începe să se aplece așa ușor în stânga, știi? Și toată lumea din dreapta bărci începe să ule, ce faceți voi nebuni? Ne ducem cu totul. Se împusește în partea dreaptă și după aia începe în dreapta, începe să facă foarte. După care tot se duc la stânga. Și tot se duc la dreapta și tot se duc la stânga. Și până la urmă... Stă în tango, cum zicea domnul... Este din ce în ce mai departe de punctul de echilibru. Și când trece pendularea aia prin punctul de echilibru, nici mai dă seama că ăla e punctul de echilibru, ar trebui să stăm tot, de fapt.
Asta, de exemplu, împinge oameni ca Julian Assange, care a fost eliberat și care a stat în pânăre, de m-am plixit eu, nu știu câți ani, jumătate. 14 ani cu totul. Și a stat nu numai în pânăre, ci prin ambasada. Da, cu totul, cu de când a început saga. Wikileaks. E o poveste foarte interesantă aia, pentru că și a reniat o fel de, inclusiv crime. Povestea lui Assange. Spre deosebire de Snowden, Assange era, din punctul meu de vedere, Wikileaks a fost o extraordinar de mare îndrăzneală. Da. Extraordinar de mare. Toate astea, el nu, deci el nu e. Snowden s-a dus și a dat secrete Chinei. În Hong Kong, stai în Hong Kong 10 zile, nu te găsește nimeni. Și apoi, okay. Și apoi Rusia, stai nu știu câți ani în Rusia. După care chinezii spun, uite, știi ce, e puțin scandal, băieți, dă-i de la CIA, întorc lumea pe dos și nu ne permite să te ținem aici, pentru că, well, te-am stors ca polămâie, dar acum facem parcă. Cărelu. Da, și ne facem că nu ne-am văzut niciodată și la revedere. Bun. Ăla e un act de sabotaj al țării tale, indiferent că... Trădare se cheamă oricum ai luat, nu? Ești drăguț când spui sabotaj. După care te duci la ruși și ăia zic, ok, hai că ți-au anulat pașaportul, rămâi pare. Assange n-a făcut asta. El a obținut cablograme, dacă le-a obținut cu sprijinul Rusiei, le-a obținut cu sprijinul hackeri. Da. Da? De exemplu, eu am o poveste cu treaba asta. Nu e foarte ușor totuși să... Arădeanul nostru, Luci? Da. Ce-o mai fi cu el? Nu e foarte ușor să te duci să spargi sisteme. Da. Știi că sistemele sunt destul de bine puse la punct. Da, a, și când vorbim de... Nu ți-ai niște scripturi de 20 de dolari. Exact, dar alea sunt servicii de informații valoare în stat. Nu sănătății cu alea, dacă vrei, probabil, nu știu, dar... Teoretic nici acolo n-ar trebui să le poți sparge. Să fii tu sănătoasă cât se poți sparge. Am zis așa, am dat un exemplu chiar, nu mă pricep. Nu știu, n-am încercat să spargi niciodată și nu-i trebuie. Dar, sunt informații sensibile. Ei au grijă de chestiile astea. Și da, poți să faci lucruri. Dar nu le faci un șofer de taxi în ala. Ok? Sau niște băieți din Râmnicu Vâlcea. Da. Adică de parcă s-ar fi născut acolo din statistici, rezultă că Râmnicu Vâlcea sau în toate geniile în IT-a de România. Da, de exemplu, dacă ar fi să... Sau în Vâlcea în genere. Nu cineva să facă o analiză acolo, aș zice, bă, ia să vedem care, ce comunicații aveți, bă, nu cu hackerii ruși. Bă, vă spun așa, că asta aș încerca prima oară. Chinezi după. Și turci. Mai da, dar e ușor, e frumos să lucrezi prin proxy, să-l arestezi americanii pe un tip Gucci din România, când de fapt cine știe ce hacker moscovit ia la mijloc. Ca să vin la Julian. Julian, știi, la un moment dat l-au găsit că e veșnica tânără frumoasă care te acuză de, nu știu ce, viol. Da. De comis cu 20 de ani înainte. Și până acum ce te-ai trezit acum? Me Too. Te credem? Nu era niciun Me Too. Păi nu. La categoria Me Too. Ce făcea asta, mă? Când era tânăr, se droga și făcea tâmpenii până... Da, hai, ia, căutați, îngăsiți. Și au găsit. Culmea că după un timp, Suedia a făcut dosar. Nu mai sună telefoane, ce se face? După care l-au căutat englezii. I-a fentat ducându-se la masă. Da. Între timp asta de acolo de nu mai știai de tine. Suedia i-a închis dosarul. Dar britanicii n-au vrut să-l închidă, pentru că fugise de cauțiune. Și s-au încăpățânat să-l... Acum depinde și pe cine ai acolo. De exemplu, pe Gary McKinnon, un tip foarte interesant. Știi cine ăsta? E un autist, șofer de taxi. Poate că e ceva în meseria asta. Dar erau cu totul alte vremuri, până anii 80. Tipul care a descoperit listele cu ofițerii non-terestri. Știi povestea? Da, mi-ai spus-o în emisie. S-a dus la NASA? Cred că da. Nu știu. Oricum, la o agenție. Și căuta prin server. Știi cum l-au prins? Un paznic a observat că pe vremea erau, nu știu, ce aveau pe acolo, Windows, whatever. Programe. Da, erau programele de pionierat, ca să zic și așa. Și se vedea cum umbla unul pe ecran. Era un paznic care umbla pe sălb acolo. Și ce face calculatorul ăla, că începe să schimbe ecranele. Era gherea noastră, știi? Care se uita pe fișele lor Excel și a găsit niște chestii ciudate. Ofițeri non-terestri, cu nume, Mark, John, this, that. Cum adică ofițeri non-terestri?
Da. Și a vrut, americanii l-au cerut și Tereza May a zis niet. Știi ce zic? De bine, femei. Femei și femei, bărbați și bărbați. Dacă sunt, dacă, știi cum e, valorez cât adevăr ai în tine. Și asta e drept. Asta faci. În rest, este o bucată de care. Numai că mulți nu știu asta. Da. Oricum, Assange a plătit cu vârf și îndesat. Ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. 14 ani în viața lui. A adevărat rău, după părerea mea, și a agravat situația. La bine, l-au acuzat că a făcut ceea ce face orice jurnalism, adică dă peste niște documente, se uită pe ele și începe să publice. Bine, deci... Te spăra, la, când s-a lansat afacerea WikiLeaks, eram la evenimentul zilei. Mm-hmm. Au fost o mulțime de publicații care au trimis om să vorbească cu el, să-l sprijine. Au fost campanii pro-Assange. Adică nu li s-a părut că era un cruciat, uite... Cineva ar îndrăznea la când are documente să le publice și să avem acces cu toții să ne putem uita pe ele. Clar. Apropo, documentele WikiLeaks au conținut foarte multe lucruri despre România, că el nu a atacat precum Snowden doar Statele Unite. Nu, el a dezvăluit, el a dezvăluit masivă, exact, la nivel foarte înalt. Global. O cam bănuiește. Cine vrea să o bănuiască, o bănuiește. Cine vrea să o bage sub covor, o bagă sub covor. Și cine vrea să o speculeze, de exemplu băieții ăștia, doamna soția lui Gelu Voican și ce mai fac. O grămadă de oameni. Da, da, doamnă Georgiana Arseni, soția lui Gelu Voican. Ca să știm despre cine vorbim. Mare. La spune, băi, dar toți aia. Vor să o speculați. Vor să o speculeze. Ok. O dau. Știi? E ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, în 2016, în fosta campania lui Trump, când au spart serverele de mail ale Convenției Democrate americane. Și au ajuns niște mail-uri undeva. Și un băiat a fost omorât. Pe nume Setrich, l-au găsit împușcat, în spate. Și în Washington, la ora 5, la seară, se întorcea să-și ia acasă. Adică zici, bă, poți să faci legătura? Nu poți. Dar nu poți nici să te faci că nu s-au întâmplat lucrurile. Da, incidentul a fost declarat un jaf, dar omul avea cărți de credit pe, și portofelul la el. Adică era jaful lui pește. Și de ce nu s-au chinuit să măcar să-l acopere, să acopere ceva? Pentru că puterea se poartă. Pentru că tu trebuie să știi că băiete, ai mai ușor cu pianul că ți-o dăm. Dar trebuie să o faci astfel încât să se știe, dar să nu poată fi dovedit. Că altfel ar fi aici zis, doamne, poate a căzut pe scări și a lovit capul de bala de jos. Știi cum ajungi ca la diplomat american găsit acum mort în Kiev? Da, bine, da? Acum, bine, în Kiev se mai moare. Păi, da, nu, dar nu e niciun motiv, dar spun americanii care colesterolul ridicat. Hai să mă, și se moare din colesterol? Se mai moare din tot. La hotel? Se moare. Covidul ăsta. Da. E al doilea angajat al ambasadei americane care moare în Kiev. Dar ce are Julian Assange cu toată aia? Păi are, pentru că după ce l-au împușcat pe Setrich, că l-au împușcat cineva, nu, trebuie 30 de ani. Acum poți să zici că e ok, nu e ok, că a făcut sau nu a făcut ce trebuia. Bun. Poți să-l bagi la pușcărie dacă îl prinde, dar nu îl împuși. De acord, dar eu vreau să spun că niciun jurnalist care ar avea astfel de documente, dacă e jurnalist adevărat, oricine le-ar publica. Eu, dacă le enumeream, le publicam. Spun foarte sincer. Deci ajungeai de desubt. Nu știu unde ajungeam și ca mine nu sunt singura, o mulțime. Cine crede în gazetărie, chiar crede în gazetărie. Ești jurnalist, ai găsit niște documente, ai certitudinea că sunt originale și nu false și le pui în circulație. Ce faci cu ele, știi? Acum aplici și tu în discernământul oarecare. Și aici ai o poveste lungă și lată pe care nu... Aici, dacă vrei să ții de... Ei s-au grăbit să-și dea legi în toate țările, inclusiv în România. Dacă ai găsit un document strict secret, clasificat, altfel spus, în diverse grade de clasificare sunt, da, e o clasificare. Trebuie să-l duci repede. Trebuie să pleci cu el în din, să spui, domnul ofițer, vedeți că ați fost căscat și v-ați uitat pe stradă sau la mine la poartă sau în tren niște documente. Am venit să vi le aduc. E, asta da, poți să-mi impuți mie ca gazetar dacă am găsit un document și n-am venit să ți-l dau. Dar dacă ești băiat deștept, poți să îl publici, să apară undeva. Mm-hmm. Și s-a întâmplat. După Assange s-a întâmplat să apară undeva fără să mai fie niciun sacrificat. Premierul la Assange a fost că el a asumat.
asumat, asumat toată povestea. A asumat Wikileaks-ul, de exemplu. Da, Wikileaks-ul l-a asumat. Nu l-a asumat. Adică nu a asumat că informațiile au venit prin el, s-au dus la Trump. Nu. Și n-a asumat niciodată că veneau probabil de la hackeruri și că să fim serios, CIA nu-i dă informațiile alea, punct. Nu. That's it. Deci trebuia să fie o contrapartidă care face chestia aia. Chinezii nu se bagă, pentru că pentru genul ăla de lucruri nu riscă niște bubuieri cu Statele Unite, chiar lucrurile destul de contundente. Și ei oricum nu au stilul ăsta, îi fac lucrurile mult mai piezișe, astfel încât să nu știi de unde ți-a venit. Că au cultura de 5 minute. Cum s-au complicat lucrurile, nu știu, dar la startul Wikileaks-ul a fost iubit de toți gazetari. Cert e că... Și-a aprobat. Nu. Acum, știi care e problema? Toți avem un rost pe lumea asta. Ideea e să vedem dacă rostul ăla se înscrie în panorama mai mare a creației. Adică ajută creația sau ajută distrugerea. Și asta e toată povestea. Adică ajută albul sau ajută negru? Da, nu mai ca să o zicem. Am zis așa grosomodo ca povestea, să se înțeleagă ce vorbim. Deci eu, uite, că se tot uită oamenii la emisiunea noastră, știi? Am vorbit de Coreea de Nord, poftim. Acum ăștia trimis soldați în Ucraina. Ce aveți, mă? Geniști. Completarea este că geniști trimis. O să sară în aer cu mare zbani. Dar eu nu înțeleg de ce e trimit. Adică ei pretind că ce a făcut Ucraina? Le-a minat calea la rușilor sau cum? De ce trimit geniști? Sau trimiște tipi specializați în să pună ei la rândurile mine și alte nenorociri? Eu nu cred în povestea asta. Mi se pare că e mai mult bullshit. Mm-hmm. Sincer. Ai să trimiți niște hămesiți acolo, știi? Tu gândește că ești armat? Poate îi alimentează până luna iulie, o lună îi pun ca pe clapon, e îngrașă. Păi gândește-te că tu, pe tine te trimiteau să lupți nu știu unde, pe vremea lui Ceaușescu. Ce era primul lucru la care te gândeai tu când ajungeai acolo? Tu care erai uscat de foame. Habar n-am, La mine ar fi fost să o întind să fugă în RFG. A, da, poate. Acum e foarte complicat, că de obicei când te trimit, ei țin familia o statică. Știi? Asta vreau să spun că nu. Toți nu fac asta. Și la cred. Știi? Da. Adică veneau și spuneau ăștia despre Pacepa, că fiica lui a fugit și că a fi un rahat. Deci pur și simplu era în România, era cu domiciliu. Acasă. Da? Deci asta e bullshit inventat de băieți ăștia supărați din securitate, din fosta securitate, supărați că le-a dat crimele pe goarnă în Occident și au aflat toți cât erau ei de patrioți și de toate alea. Erau niște jeguri, astea erau criminale. Și trebuie să ne pare rău că suntem nevoiți să vă jignim în felul ăsta, dar trebuie să vă asumați ce ați făcut până la urmă, dragi înfrățiți, cu... De 34 de ani n-asumă nimic și cred că prosperă, după mila mea părere, nu mai pot de bine. Știi că nu te întreabă ce asumi. Golul ăla e pe tine. Uh-huh. Știi? Ai o datorie pe care ai să o tragi. Și că există o cauzalitate. Dacă există ceva în universul ăsta, există o cauzalitate. Dar ăștia nu învață nici fizic. Nu învață nimic, stai liniștit. Sunt niște loaze. Mă gândesc la Golan și niște criminali precum Pleșiță și cei care mai erau pe acolo, alea, torturau lume că vreau să plece. Torturau bărbași pe mine în România, vreau să plece în RFG. Ăștia erați, bă. Ăștia amurezi, bă, niște animale. Asta era. Da? Și făcea. Era plin. Stă la Caragiale și trecea Ceaușescu sau nu trecea pe acolo. Fiecare n-ați grații geamul închis, că trece cel mai ales cel mai al poporului. Da. Și dacă te uiteai cumva jos, Doamne ferește, că veneau peste tine să te tragă de urechi în clasă. Și știi care era treaba? Știi de ce era plin? Era omul și pomul. Știi că râdea toată lumea, că omul și pomul. Mm-hmm. Erau băieți cu ochii, așa numiți cu ochii albaștri. Înțelegi? Băieți de la țară, de la orfelinate, ăștia erați. Ok? Niște amărâți, da? Niște lumpe, niște amărâți. Vă lua partidul și vă făcea oameni, vă scotea din căcăstoarea aia din fundul curții, da? Și eu să spună că nu erau de vină că s-au născut acolo. Și vă făcea monștri, vă transforma în monștri. Și zicea, băi, te-am făcut om, ia aici apartament, ce vrei, vrei femeie, de o pasta, da, mașină, da, ce, ai, lasă acum, îți ajunge, oricum, nici tactul, nici nu visa, nici cal, ce, uite, ia-ți-o dace. Și de nou ăla de la țară cinstit care erai și tu cum erai, te transformai într-un monstru, pus să scoți oameni ochii și să prinzi mâinile în sertar, mâinile oamenilor care nu vreau să-ți facă ție nimic. Vreau doar să aibă o viață bună. Ăștia erați, bă. Ăștia erați. Ăștia criminali. Știi ce ți-ar spune de-al de Pleșiță în apărarea lor? Nu. Că ei ce vină au că s-au născut într-o casă în care tra-la-la și la-la-la, mama bea și tata bea și mama alerga. Dar știi câți copii din România se nasc în casele alea și nu vin moștri? O grămadă.
Eu îți spun cum se apără ei. Știi ce mai spun? Mai spun, da mă, dar cineva trebuie să facă și pasta. Și uite, ne-am gândit să facem noi. Știi cine vorbește așa? Să tracem folosele. Știi cine vorbește așa? Dacă te duci pe firul ăsta, ideea asta nu vine de la ei. I-a învățat cineva. Ideea asta vine de la cine în spatele lor, cine în spatele lor, tot. Corect. Și acolo undeva sus, da? Observ că există un tip care zice, bă, voi ăștia pozitivi, fără noi negativi, nu ați putea exista. Da, dar sunt o mulțime care îți spun, dacă nu există negru, nu poți să vezi albul. Și leagă lucrurile, fără nu se poate. Da, mă, dar e adevărat, dar creația e făcută din lumină, mă, întuneric. Întunericul este doar absența luminii. Mecanismul absența luminii. Creatorul zice... Trebuie să vă ajutăm să reveniți unde trebuie, nu o las pe câmp și vă ciți încolo, începe să vă stropiți foarte tare. Dar, bun, și șaroga acestă egalitate, știi? Asta este o boală. Când vezi un sistem care începe să devină relativ din punct de vedere moral, știi ce faci? Ce fac? Nu și pleci de acolo. Aha. Dacă ai ceva în cap sau... Adică plec în timp util ca să nu vină taifunul, să mă prindă acolo, să mă prindă în altă parte. Acum problema e că nu prea mai unde să pleci, pentru că și Assange, da? Deci dă pe goană ce fac serviciile în America, mă fac o grămadă porcării. Trebuie să angaje... Și după aia vin ruși. Și după aia zice, bun, la ruși, păi da, și atunci dacă ești prost cum... sau necitiți, nu știu, n-am înțeles, pe Carlson Tucker nu mai înțeleg deloc de una jumate. Deci dacă ești... Tucker a luat razna complet, deci nu e. Poate spre Putin și zici, nu, că de fapt ăștia sunt proști și Putin e bun. Serios. Deci... Și te duci, ești în stare să te duci acolo și să latri că uite ce minunată e Rusia, poți să bagi bani în căruț. Tu, Adrian Stuza, acum 2 ani ai fi crezut că Tucker Carlson face ce a făcut? Nu, dar suntem actorii unor programe de hipnoză în masă. De aici da. Și... Robert Morona avea dreptate când zicea, băi, ăștia ne hipnotizează în masă și mecanismele... Băiatul ăla, în halul ăsta a ajuns să fie hipnotizat în masă, să ducă să-l pupe pe Putin, să ia un interviu de o mulțime de timp, fără să-i pună întrebări dificile, fără să-l pună în dificultate, fără nimic? Tu ai, și la Budapesta cu Orban și cu toată lumea. Tu ai stat vreodată cu meseria și în Alba Neagră să spună cum e cu alea? N-am stat. Sau vreo mamă umida ceva. Nu, dar nici nu știu cum se joacă Alba Neagră. Știu că există ca joc, dar nu știu cum se face. Tu te duci acolo, de pe margine știi foarte clar ce se întâmplă. Când ajungi să joci, o să observi că băiatul ăla te frăjește. Mm-hmm. E o putere pe care îți ia ochii. Ești foarte atent, te alunecă. Te ia, nu e vorba de ochi. E un fel de hipnoză. Și merge întotdeauna când spiritul respectivul e puțin mai slab. Asta vreau să spun. Întrebarea este, dacă vorbești de Alba Neagră și de toate soiurile de hipnoză de genul ăsta, cine le practică? E de specialitate sau altfel spus ea este posibilă și accesibilă pentru oricine se apucă de și e autodidact în antrenament? Că nu înțeleg de unde atâți oameni care știu să practice. Măi, știi care e povestea? Că îți răspund la întrebare, dar nu răspund în felul în care cred că te aștepți. Nu, răspuns cum vrei. Întrebarea mea, răspunsul e al tău. Încerc să iau liftul la etajul superior, să zic așa. Jung, știi, cu partea lui întunecată. Da, da. Ceea ce nu e foarte clar e că partea aia întunecată are o conștiință. Ok. Și mai trist e că știe ce gândești. Și când începi să gândești că vrei să te separi de ea, nu e foarte fericită. Nu te lasă. Nu e foarte fericită. Asta, după părerea noastră, acum care noastră, altă discuție, când, de exemplu, vrei să scapi de un viciu, tu ești în nebeție, trebuie să sacrifici. Nu te lasă. Știi? Zice, vrei să scapi de mine? Da. Păi și cu contract, cu înfrățirea noastră, ce s-a întâmplat? Corect. Avem document. Să trecem puntea împreună. Tale ai făcut, uite câte fapte ai făcut. Ai vândut bani, ai vândut mobila din casă. Ala. Pentru băutură. Te-ai îmbătat cu bani ca un porc. Da, da, ți-a plăcut? Ți-a plăcut. Păi, da, de câte ori ai făcut chestia aia, mâna respectivă care a dus paharul la nas și care te-ai dus și ai dat banii, n-a mai fost mâna ta, a fost mâna mea. Mm-hmm. Și tu cum vrei să o... Da. S-o tai? Vrei să o iei înapoi? Da. Vrei să ți-o iei înapoi? Ca să o iei înapoi, o să te punem să stai cu paharul în față,
să vrei să o să, da, toate bacteriile din tine, o să zică doi că ne sete tatai bag. E cazul. Și tu va trebui să zici nu. Prin efort de voință. Dacă o ai, dacă nu ai, bagi și te-ai dus. Și dacă tot bagi și te-ai dus și pierzi testul ăla, știi ce se întâmplă? Îți pierzi încrederea că mai poți să ieși din rahatul ăla și devii complet luat. Și în momentul respectiv, înfrățirea cu diavolul este definitivă și oarecum irevocabilă. Ok? Cel puțin în viața asta. Că există acest mecanism uluitor că mai ai o viață și poate dai pumnii în cap pe partea altă, da. E mai încolo. E mai încolo, e altă dată, cine știe cum, când, care și uite, așa au mai trecut 38 de minute și n-am vorbit mare lucru, dar eu zic că e mai interesant decât să discutăm ce s-a întâmplat la meci, că până la mai e un meci frumos. Nu, discutăm și așa, sunt gurile franțuzilor cărora nu-i convine un joc cu Belgia, s-au și grăbit să spună că a fost blat și că 11 metri a fost dat gratuit și atunci și rost mai ales mai discutăm și noi. Ciolacu. Și e un subiect interesant ăsta. Da. Ia uite ce scriu băieții ăștia. Ciolacu s-a, după ce s-a întâlnit cu Scholz, îl atacă dur pe Ciucă. Da, am văzut. Onoarea nu este numai pe panou. PNL nu și-a ținut cuvântul dat. Păi nu, stați așa, domnul Ciolacu. Hai să-l luăm de la rădăcină. PNL-ul nu și-a ținut niciodată niciun cuvânt dat. În momentul în care s-a înhăitat cu dumneavoastră, nu și-a ținut cuvântul dat față nouă. De toți. Nouă. Fraierilor. Bine. Bun. Deci, nu vă închipuiți că cine a fost barf odată își revine de la sine. Și iar se face fecioară. Nu, aia n-am auzit niciodată. Se păi, poate. Asta glumim. Dar eu n-am auzit. Există operații, da, de himenoplastie. Pot, în principiu, dar nu și la cap. Și aia, acolo e problema. Acum, băieți ăștia spun că chestia asta e o știre. Dar dacă te uiți în istoria Partidului Comunist, din care, de fapt, băieții ăștia se revenică, numai că au lăsat ideologia după parte, că e încurcat. Da. Ne încurcăm în gânduri și în principiu. Mai complicați, sunt grele, sunt apăsătoare. Adică ce? Adică să fim sărași și cinstiți ca amărâtul ăla de Ion Iliescu? Nu, hai, las-o pe asta. Amărât? Amărât. Hai, mă! Pe ea, amărât. De ce? Ai vrea să fii în locul lui? Eu n-aș vrea să fiu în locul lui, dar n-am faptele lui. Ia mă râd. Dacă n-ai vrea să fii în locul lui, înseamnă că nu-l invidiezi. Deloc nu-l invidiez. Pentru noi doi, în relație cu noi doi, faci un amărât. În relație cu noi doi, un amărât. Pentru Partidul Social Democrat e tătucu care le-a ținut umbrela să se facă conți și baroni și după aceea vorbea tot el căposul de capitalism în decumetrie. Și cine a făcut capitalism în decumetrie? Mama? Hai să fim serioși. Nu. Păi, nu, dar nu asta era, nu era, nu despre asta era, nu asta era programul. Păi era programul, deci ia pentru partidul ăla nu e un amărât, e tătucu. De privatizare Mebo, da? Zici că au inventat-o Iliescu cu gelul Voican pe un coz de canapea la o... Nici vorba. Nu. Nici vorba. E copiată. Dar bine, acolo există administrator special. Era un om de la KGB sau de la GRU care preia o fabrică și care de fapt consiliul de administrație cu numele, pentru că el trebuie să aprobe tot. Lui. Da. Noi nu avem instituția administratorului secret special instituită, dar o folosim. Exact. Exact. Nu știu ce am putut, că nu puteam face chiar tot. Nu e făcută pe față, e făcută pe mai puțină față, dar este rusească 100%. Iarăși. Haide, ce facem? Ne-am hotărât să trecem la o societate democratică? Păi, ai văzut dezbate la televizor să spun, uite, bă, ăștia au făcut chestiile alea, așa, alea, așa, alea, și de fapt ăsta e un comunist în puțin. Pleacă-vă de aici. L-a întrebat cineva ceva de Mebo pe Adrian Năstase? Că 80% din privatizările pe Mebo sunt făcute în perioada lui. Ca să vezi. L-a întrebat cineva, bă, băiatule, tu ce faci aici cu întreprinderile noastre? Poate mare ani în condicuță și îl întrebăm. Păi, alții, cine apucă, dar să știe ce să apuce, deci să întrebe, bă băiatule, hai să o luăm, cum ai privatizat, mă tale, da? E, și cu... Rea. Bineînțeles, în materie de Năstase mor rea. Când ne au pe câte unii că ce premier bun a fost, mi s-a pleacă. Cu argumente că știa economie. Păi cu atât mai rău că știa economie sau ce dracu știa, nu, nici nu știu dacă știa ceva. Dar ce știa, n-a folosit în slujba binelui. Punct.
în slujba binelui personal, da, pentru el, pentru Dana Barb, pentru Dana Năstase, pentru Odobescu, pentru toată gașca lui de rude, Bittner, Petrache și toți ai lui. Nu o pentru noi. O carte de Adam Smith ceva, dar... E, nu, o fi citit el, că... Nu vreau, că chiar nu-l cunosc. La televizor nu s-a exprimat în sensul. N-a zis nimic nici de Smith, nici de Ricardo niciodată. Adică s-a făcut că uită, dar nu asta contează. Contează că băieții ăștia să ne lase în pace, pentru că dacă luăm la bani mărunți contract de contract, ajungem unde ne doare rău de tot. Acum, știi, nenorocirea nu e de la Năstase, că de la partidul ăsta de remernici eu n-am așteptat nimic niciodată. N-am un orizont de așteptare. Nenorocirea e de la cei de la care am așteptat ceva. Și, și mi-au furat și speranța. Pentru ei am o problemă. Nu că aș fi avut vreodată vreo speranță în liberal. Eu recunosc că de pe vremea lui Dinu Patriciu, în liberal nu cred. Să știți că are ceva cu Dinu Patriciu. Da, PNL, cum se chema? PNL 93. Când s-a spart partidul. Singurul om destoinic de acolo a fost Horia Rusu. Dumnezeu să-l hodinească. În rest, toți erau cum așa cum erau. Da? Și ne dau lecții de moralitate. E nedreaptă, să știți, nu mă băgați în seamă. Nu mă băgați în seamă, stai să spun eu cum să nu... Cu așa justiție ne râd în nas, ne suflă semințe în cap, ne scuipă, ne fac ce vor ei, Adrian. Pentru că uite ce fac aici băieții. Sper să dau de textul cu care eram în față și nu-l mai găsesc, din nefericire. Dar îl găsesc imediat. Da, l-am găsit. Nu pot să nu... Dăm și mie 10 minute pentru gardienii acestei societăți, cei care ar trebui să ne împartă dreptatea și să ne lase fără corupție. Gardienii acestei societăți? Da, 10 de procurori de nea plătiți deja cu... Nu, că acum intrăm în amănunte. Plătiți deja cu salarii de peste 5.000 de euro lunar, au dat instituția în judecată și cer salarii ca în parchetul european pe motiv de discriminare. Cer și dobânzi penalizatoare și indice de inflație, dacă poți să crezi. De ce să nu poți? Băieți deștepți, nu? Deci zeci de procurori de nea în frunte cu unul dintre ajunții procurorului șef Silviu Paul Dimitriu au dat în judecată instituția, cer ca salariile să fie aliniate cu cele ale colegilor delegați în parchetul european. Acțiunea pornită pentru calcul dreptul salariar a fost înaintată pe 15 mai în acest an Tribunalului București, înregistrată la secția conflicte de muncă și asigurări de muncă, la litigii, da? Și acum hai să spunem cine sunt deștepții aia, că mă doare capul și nici nu vor să comenteze ce, că sunt în listă. Le-a cerut fiecăruia punct de vedere, dar nu servesc. Pârâții sunt Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Direcția Națională Anticorupție, iar reclamanții, 43 de procurori DNA, cer instanței să constate că sunt discriminați pentru că sunt plătiți mai prost decât cei de la EPO. Și acum să ne uităm parchetul european, știm, e cel condus de Chioveși, are 140 de procurori delegați care își desfășoară activitatea în țara de proveniență și 20 din ei provin din România. În București, Cluj, Napoca, Iași și Timișoara. Deci restul vor să fie plătiți ca aia 20, că aia sunt mai cumoți. Și acum să vedem pe cine invidiază ai noștri, da? Procurorul șef adjunct al structurii centrale Silviu Paul Dimitriu, cel care l-a coordonat anchetele în cazul lui Relu Fenechiu și l-a lăsat liber, condamnat la 5 ani de închisoare, ține minte, al magnatului Ioan Nicolae, al deputatului Viorel Hrebenciuc, al lui Pinalti și al Laurei Georgescu, da? Deci băiatul ăsta care avea o carte de vizită frumoasă, ia uite ce băieți a anchetat, a zis Roban mai mulți. Șefa Serviciului de Combatere a Infracțiunilor de Corupție împotriva intereselor financiare ale UE, Vasilica Gabriela Albu, șeful secției de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție, Ionuț Ardeleanu, și atenție, șefa secției de combatere a corupției, principala secție din DNA, Mihaela Moraru Iorga, dosarul Coldea, drăguța de Mihaela Moraru Iorga, e insuficient plătită, mâncate ar mama, cu dosarul Microsoft ce ai făcut? Dar dosarul Microsoft nu l-ai rezolvat. Dosarul Microsoft pe care l-ai ținut sub scaun și l-ai mințit pe Dragoș Rișcanu vreme de nu știu câți ani, că îi rezolvi plângerile. Da, doamna Moraru Iorga, că poate credeți că am uitat cum e cu Dragoș Rișcanu. Așa. Adjunctul ei, Marian Drăgulescu, care coordonează cercetările în dosarul președintelui Iulian Dumitrescu de la Prahova. Nemulțumim, mai este șeful Serviciului de Combatere a Corupției la nivel înalt, Radu Florin Ionescu, anchetatorul Gigi Becali.
șeful Serviciului de Combatere a Corupției în Instituțiile Publice, ce frumos sună asta, Adrian, da, Adrian George Matei, el este, printre alții, a anchetat pe Liviu Dragnea și Dan Grigore, Dan Adamescu. Da? Și a găsit? I-a găsit. I-a anchetat. I-a anchetat. I-a anchetat. Dar i-a găsit sau nu i-a găsit? Că e important. Asta nu știu. Dacă i-a găsit pe ei, pe sosile lor, pe mama lor, pe cine o fi găsit. Pe listă sunt și șeful Serviciului pentru Infracțiuni de Corupție Săvârșite de Militari, Adrian Mircea, fostul respectiv actualul șef al informațiilor clasificate, adică Serviciul Tehnic din DNA, Horațiu Baias și Clement Răsmeriță. Vor salarii europene și procurarea, îi spunem ca să știți pe cine plătim, cu câți bani și ce cer și vor și penalități și dobânzi și tata mare, nu știu ce mai vor. Procurarea Ramona Mungiu, cea care se ocupă de cazul de corupție din Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, Marian Tudor, unul dintre cei care au semnat ordonanța de clasare în dosarul Revoluției, Gheorghe Moța, procurorul care a divulgat toamna trecută în timpul interviului pentru șefia secției de combatere a corupției DNA că l-are în vizor pe Sebastian Ghiță, Ionela Crina Bălan, cea care în 2019 a ajuns în atenția publică pentru că a închis un dosar de corupție care viza un fost consilier prezidențial al lui Băsescu, Virgil Păunescu. Pe lista reclamanților sunt și doi procurori delegați epoca, să fie absurdul întreg, Eugen Ionescu, curat, aterizat la București. Deci doi care sunt procurori europeni, Narcis Lăzărescu și Cosmin Adrian Iordache, au fost numiți vara trecută în funcții și vor acum, ca și ceilalți, să li se achite retroactiv diferențele salariale pentru perioada în care nu au lucrat ca procurori delegați EPO, începând din 1 iunie 2021, data înființării parchetului european. Deci nici lucrau acolo. Este halucinant. Ei sunt acolo acum și cer de la înființare să le acorde bani. Deci am citit toată chestiunea asta, vreau să mulțumesc autorilor că nu e munca mea, ei au consultat documentele, materialul este halucinant, Laura Gal și Alex Costache. Sunt cei doi jurnaliști care au scris pentru G4 Media acest material. Alex Costache lucrează și la TVR și îl acuză toți că e ziaristul lui Coldea. Deci băieții aceștia vorbim de cei 47 de procurori DNA care cred că își bat joc de noi. Că mie asta mi se pare o bătaie cruntă de joc. Da? Mie nu mi se pare o bătaie nu? Cruntă de joc. Mie 43 pare... de procurori DNA, că 30 sunt ceilalți de la... E o consecință a faptului că ideea de dreptate socială în România e râd și copiii de la țițele mamelor lor. Și atunci s-au strâns tot felul de oameni care au zis dar noi de ce nu facem tot poporul român, de ce nu face acțiune în care să cerem recalculare cu indicele de inflație și dobânzi penalizatoare? Noi de ce nu? Nu, eu n-am înțeles. Pentru că nu... Adică indicele de inflație la mine nu e, sunt oameni care n-au salarii mărite de ani de zile, de 7-8-10 ani, timp în care practic salariul lor e jumătate din cât a fost. Pentru că există o categorie de români care înțelege că trebuie să facă ceva. Da. Și acum lucrurile se împart în două. Unii pot să facă ceva și alții nu pot să facă ceva. Aia care pot să facă, înțeleg că barca asta se scufundă și se dau jos de ea. Și pleacă. Mm-hmm. Da. Mai sunt aia. Tu mi-ai trimis un articol, cred că acum o zi, da, apropo de românii care se întorc din străinătatea în România. Mă, să se întoarcă acum, ce să zic, și m-am întors, da, e altă poveste la mine. Numai că trebuie să aveți grijă unde vă întoarceți, că cătuță pe aici e de groaza lumii și fără justiție nu o să avem niciodată dreptate socială. Tu ai observat că lumea e nervoasă pe străzi? Da. Există un preț pe care îl plătim toți, de la primul amărât din sat, și anume injustiția socială. Îți mănâncă, e un cancer invizibil în țara asta. E o tonă de injustiție pe unde uiți și de strâmbăciune și zici, da, lasă că ce faci? Trebuie să o absorbi și îți mănâncă zilele. Adrian, nu doar că nu trebuie să o absorbi, că problema e că te invadează ea. Adică tu nu poți funcționa într-un turn de sticlă, că îmi fac acum un turn de fildeș, de sticlă, de ce vreau, să stau în el și să nu mă atingă. Totul te atinge. După părerea mea, e unul dintre marile motive pentru care există atâta violență în
mentalul românesc. Dar nu doar în mentalul românesc, violența e peste tot, dar noi o să resimțim mai mult pentru că n-am fost în halul ăsta. Crede-mă, tu în 90 erai în România, știi? Eram pe străzi, mă alegam cu băieții Iliescu. Și ai văzut veselia de pe chipul oamenilor, că după Revoluție, chit că erau ponosiți, îmbrăcați speranță. Cum erau, dar era speranță în ei, aveau lumină în ochi. Te bucurai să-i privești. Acum oamenii sunt, când îi privești, mai triști decât pe vremea în Ceașcă, că apropo de domnul ăsta de vorbește de Onoare Ciucă, care a luat pe post de persoană fizică Partidul Național Liberal la sugestia domnului de la, tovarășului de la Cotroceni, când și domnul pot să-l mai numesc. În situația dată, de aia fac de vină PNL-ul și toate partidele istorice, PNCCD-ul și pe cine mai s-a mai perindat pe România, că toții ne-au furat până și speranța. De la PSD n-am așteptat românii cu scaun la cap nimic, dar de la alții am zis că poate s-a întâmplat ceva, nu s-a întâmplat nimic, partidele curate care încearcă să scoată capul sunt exterminate din start, nu există să poți rezista. Dacă mâine îți faci un partid, ți l-au compromis și ți l-au găurit în 2 săptămâni. Încă o dată. Că tu îl faci cu 3 persoane, dar nu poți să lucrezi cu 3 persoane, trebuie să primești membri. E vorba că tu trebuie să fii conștient că dacă ți-a pune paharul ăla cu băutură în față, mă, nu mai. Da, ei nu sunt conștienți. Pe care nu a pus botul la tot fel de porcării și ele s-au perpetuat și s-au făcut mult mai grave. Stai, mă, faceți același lucru și după ce au plecat idioții aia cu pistolul la tâmplă. Da. Face. Păi v-ați programa, nu sunteți sănătoși, vă plăcea cum era. Nu, dar acum noi avem pistol, dar noi vrem la fel. De ce? Pentru că nu ești în stare să te așezi jos și să zici, bă, stai așa, ce nebunie asta? Ce s-a întâmplat cu toți ăștia nebunia asta? Unde? Se poate trăi așa? Și răspunsul e, nu, se poate muri așa. Și dacă erai cu... Băi, cretinia din Corea, da. Mor de foame. Ei, dacă ies în stradă, guvernul la care? Că guvernul, ce să facă guvernul? Are câte mitragi? Dar nu ies în stradă. Uită-te la Corea, deci este un exemplu de rezistență din asta pe care eu nu pot să o înțeleg. Nu o să înțeleg niciodată cum cineva poate să reziste la infinit fără să protesteze. Că mămăliga românească, zicem că a izbucnit în ultima clipă. Dar noi nu eram atât de flămânzi. Eu la Corea nu înțeleg, ei sunt scheleți. Dar de ce au ajuns așa? Sunt vai de capul lor. Da, știu, și la Corea și China și Rusia mâncare. Au ajuns în, mai ales cu Rusia, că de acolo se alimentau. China are altă relație cu ei. În sfârșit, da, treaba e în felul următor. Crizele alimentare în Corea au început din anii 90, când a căzut Rusia. Da. Și știi ce s-a întâmplat? Țările din Occident, ăsta putrez, le trimite alimente. Din umanitare. Știi? Da. Transportul umanitar. Ce ia, baxul ăsta doresc, lasă-mă, lasă-i, vai de capul lor săraci, noi suntem grași cap. Bun. Și știi ce s-a întâmplat după ce au luat alimentele și le-au mâncat? Au mușcat mâna. S-au întors și au început să înjure Occidentul. Exact, au mușcat mâna. Și atunci a zis, mă, dar plecați din calitatea de om. Da. Deci tu nu ai un pic de recunoștință, Occidentul putre și aia, ok, Occidentul putre, dar puteai... S-a dat de mâncare. Puteai să spui că... Și în momentul în care s-a întâmplat Cernobâl, nu știi că i s-a oferit la... Da. Da. American. Și l-a refuzat. Știu, am auzit. Da, ministrul sănătății îl chema, dar am uitat. Mă, stă pe gheață, un criminal. Ce a făcut? I-ai auzit vreodată spune nu mai consumați lactate? Nu, că am urmărit pe... Nu. Nu, n-au zis, că noi ascultam pe Europa Liberă au și... Au publicat în ziar că de acum puteți să mâncați din un lapte. Păi, stai... Dar ne-ai spus întâi că nu putem mânca? Știi? Unde-i momentul? Unde-i T0? Ăștia erau oamenii care... Tința în față. Acum îi creditează cu faptul că au iubit românii. Nu mai bine. Apropo, Rusia e în stare să plătească pacube de la Cernobâl? Are bani suficienți? Îl întreb și eu. Nu cred că are bani, dar nu-i pasă că nu-i are. Organitoarea sovietică. Tocmai Rogozin a spus că trebuie ras. Ucraina terminat. Să nu mai rămâne nimic. Absolut tot ce este ucrainian. Să nu rămâne nici piatră de piatră. Da. Când de la un lider rus vine un astfel de mesaj, ăsta îi îndemn clar la genocid. Da. Se vor găsi destui care au la îndemână o armă și vor trage în tot ce întâlnesc în cale. Deci, despre ce vorbim? Păi sunt acolo deja. Dar sunt acolo, vor trage mai abitiri decât trag. Ia mai dați-ne un pic din filmul ăla dacă mai găsit fac. Если у кого-то в Германии, я обращаюсь не к политическому, раз у него мозгов нет. Есть мозги? Задайте себе вопрос, какой будет наш ответ?
Вот просто на секунду вспомните. И в этот раз, когда мы уничтожим все города Германии, и там будет стоять русский корпус, мы уже не уйдем. Никогда. Если вы допускаете убийство русских людей на нашей земле, и еще радостно это печатаете в своих СМИ, я обращаюсь к тем, у кого в Германии еще осталась историческая память. Каждый раз, когда вы этим занимались, заканчивалось одинаково. Ваша столица сгорала дотла. Nu uita, domnule, să menționezi sutele de mii de violuri din Berlin, că vorba aia, nu erați și voi. Dar poate amintiți de zidul Berlinului și de toate cele. Ce poți să faci cu asta? N-ai ce, ura e cât acum casa. Acum fiul lui e în Occidentul ăla, putre. Da, dar toți s-au școlit în Occidentul putre. Am un copil pe ăla, trimit pe front. Și cum fac izraelienii? Nu. Fratele Netanyahu e... E înrolat. Nu, e omorât. Da, nu, da, s-a înrolat. Da, deci zici... Băi, știi unde ne punem gurița, ne punem și faptele. Mm-hmm. Băieții ăștia... Cu școlile și averile în vest. El are vilă pe marginea lacului Como. Crede că nu știm sau despre ce vorbim aici. Și dacă vă uitați pe Russian Media Monitor pe YouTube, o să găsiți tot felul de înregistrări în engleză. Este un... Știi cine este? Știi ce e ăsta? Este un preot al lui. Da, dar Soloviov e urmărit, e oră de maximă audiență de 2 ani, de la începutul războiului, n-a lipsit o seară de pe post. Predică. 7 din 7. El face oamenii să se închine la ură. Știți cine mai face chestii de gen, dar nu la nivelul ăsta. Campaniile de linșaj de la televiziune din România. Da. Care n-au, vorbesc de alea, care n-au nicio bază de niciun fel juridică. Da, nici asta nu are nicio bază juridică. Nu, asta e un caz de psihopatie, asta trebuie internat. Deci nu e, cam așa de forță. Nu, creierul lui e altă poveste. Și ai zice, are un de echilibru ceva neurotransmisător. Da. Nu. Le-ai văzut cum îl ascultă ceilalți? Unii sunt cu capul în pământ ca la Prohod. Este o doamnă așa care se uită la el ca la soare. Da? Simonian, da. Adică... Hai că începe și ea mai târziu, dar nu mai avea timp să o dăm și ne-a și plictisim, că e jale. Deci și să vezi unul de ăsta gătuit de ură, care scuipă cuvintele gâjii de atâta ură. E una, că până la mea e bărbat, zice, când o vezi pe Simonian că face același lucru, ea o face happy go Mary, așa, zburând din, știi, din pajite în pajite. E ceva acolo. Și faptul că rușii închid chestia aia zi de zi, știi că închipuiesc că ție var să știi că oamenii ăștia vor să o vibrație și o energie. Au altă alternativă? Da, bineînțeles că au altă alternativă. Ce? Bineînțeles care? Că au. Te întreabă ei, eu sunt acum Rusoică, care te întreb, mă uit în fiecare seară la Nea Simonian, da. La tanti Simonian, da. Și la Nenea Soloviov. Păi foarte simplu. Unde să mă mai uit? Nu. Poți să închizi televizorul, e adevărat. E televizorul așa. Și-l arunci. Și faci așa cu el. Ha! Exact. Și ai gri, uite, și mâine. Eu îl apreciez foarte mult pe tema asta pe Nicușor Dan, că deci de 8 ani, 7 ani și ceva, nu se mai uită. A dezafectat televizorul din casă, l-a băgat într-o cutie. Nu-l folosește. E oricum la ce să vezi. Și te duci pe net. Deocamdată. Nu, dar e sănătos. Mai face, ar trebui să facă foarte mulți, că este igienă personală să nu te uiți la televizor. Ați obosesc? Da. Evitați să vă uitați la Antena 3 o săptămână. A zis-o eu la mine. Da, știu. Vă otrăvesc, că nu știu ce, și mă gândeam, wow, ținește. E așteptat ca un capitan Vas să nu fie chiar atât de... Știi, eu mai fi șoptit și lui cineva. Da, eu mai fi șoptit, te întreb cine pe acolo pe lângă, că era plin. Nu mai are. Era plin de trădători. Dar oricum, așa oricum l-au trădat cu toții, singura care, să mă ierte, toată liota, da. Deci singurul om care nu a trădat pe Traian Băsescu este Elena Udrea. Asta nu îi cauționăm. Nu cauționez, eu spun că e o tipă care nu a trădat. Până una alta vorbim de camaraderii politice, dacă nu prietenii, dacă nu alte chestiuni. Povestea asta toți iubim trădarea, dar nimeni pe trădători e reală. Bine. Ne place să găsim trădători, să-i folosim, dar de fapt pe ei nu iubim pentru că e limpede că mai devreme sau mai târziu vor trăda din nou. Asta e logica. Da, pentru că dacă ajunge acolo în jocul ăla, oricum e un joc murdar și te-ai făcut albie de poși când ai ajuns acolo. Și spre cinstea ei, nu l-a trădat și a fost ofertată să-l trădeze. Am înțeles că nici a făcut o cerere de revizuire la Gala Bute și au amânat pronunțarea în septembrie.
că obosesc acum vara. Cine a fost în complet? Lia Savonea. Da. Lia Savonea, cea care tocmai a fost în completul care, care l-a iertat pe Beizadeaua lui Iorgulescu. Și Beizadeaua lui Iorgulescu încearcă să scape și cu condamnarea pentru răpirea de persoane pe care o avea. Da. Că e eliberat imediat un mandat a doua zi după ce a fost trimis spre rejudecare procesul la Curtea de Apel, s-a emis un mandat în alt dosar în care era anchetat. Și bine mersi, avocații celebrei familiei Iorgulescu, că nu degeaba este el șeful Ligii Române Profesioniste de Fotbal, contestă și acel mandat. Și ca să fie pomana întreagă, domnul Iorgulescu are carte de muncă, că se vede din declarația de avere, cum că ar munci pe 800 de euro pe lună în Italia ca să poată demonstra autorităților italiene că stă lângă fiul său. Când el ia 330.000 de euro pe an de la Liga Profesionistă de Fotbal. Sunt într-o notă oarecum mai optimistă, că suntem spre sfârșitul. Cum poți să fii optimistă când mizerile astea se întâmplă în țara asta, nu în altă parte? Nu. Se întâmplă și lucruri bune. De exemplu, așa în Cioloș se retrage din politică. Nu mi-am câștigat prea din politică, n-am făcut din politică o profesie. Am dat aceea în Cioloș, ca să fie clar. Salutăm gestul, că nu prea avea ce să caut. L-a făcut pe Barna șeful grupului Reper? Da. Păi trebuie să plece să-și pune și celuși în, știi că, că se retrage din politică n-ar fi nimic. Din cauza lui avem noi alegeri într-un singur tur la primărie. Da, asta am vrut să zic. Și nu eu iert, never, odată. Și azi, doi... Bar, codul electoral, da. Praf l-au făcut. Și ar trebui, și că o să spună, l-au făcut ceilalți. Tu ai aprobat, tu erai premier, tu te puteai împotrivi. Tehnocratul Pește. Și doi, dacă tot te-ai retras, fă-mă o listă de... Uite câte boacă ne-am făcut. Dume. Da? Pentru că ai făcut o mulțime de porcării. Se ducea și era în Parlament, trimiteam reporteri în Parlament și ziceau, băi, mergem la dezbatere, da? Da. Pe legea, pe codul electoral și zice, nu e nicio dezbatere. Uh-huh. Și mă, ăștia au făcut blat, de fiecare dată când se duceau, toată lumea, băi, blat. Toți ridică mâna, da. Să amintești că au vrut să schimbe Constituția și l-au pus în șeful, ca șef la Constituanta respectivă pe Crin Antonescu și nu s-a schimbat nicio Constituție. Adică noi am făcut o mulțime de lucruri care scă în tren, așa, stai și te uiți la ele și te întrebi, băi, atât totuși, deci cât ne sfidăm? Cine mai aștept, care, există lumea care așteaptă, după părerea mea, treaba asta se înscrie la conceptul de hopium, știi ce era? Uh-huh. Este o speranță destructivă, toxică. Știi? Să sper că unul care, să sper că din Soloviov face o sfântă martiră a Rusiei, poți să sper chestia asta, nu-ți folosește la nimic. Și speranța aia se întoarce împotriva ta și începe să te muște. Că tu acționezi în sensul ăla. Nu mai merge, lăsa speranța falsă. Că sunt destructive, sunt super toxice. Dacă ai un partener de viață care, de exemplu, bea de stinge, e bază, da? Sau se duce și, nu știu ce face, și la femei, sau se duce să joacă la cărți, sau face... Și îl vezi că nu se poate dezlipi de acolo, nu mai, n-ai ce să speri. Te uită speranța, las-o deoparte și fă ceva. Sunt oameni, e lume serioasă în România care speră că se va rezolva cumva ceva. Ce? Mă, oameni. Cine? Hai să scoatem un partid care... Nu, dar o să fie un partid care... Nu o să fie niciun partid care... Ok? Și o realitate foarte dură. Tot ce se poate face... Nu, oamenii spun asta din disperare, că o să iasă, o să vină soluție miraculoasă, o să se nească albă ca zăpada. Miraculoasă, dar n-o să nu fie așa cum crede lumea. La a doua venire o să fie o soluție miraculoasă, da? Care o mai prinde. Până atunci, cred că singurul lucru pe care îl avem de făcut e să ne uităm în stânga și în dreapta. România e excelentă pentru genul ăsta de lucru. Să vedem ce fac ăștia greșit. Unde mai greșesc? Mai greșesc ca aici. Ce fac noștri greșit? Ce fac înfrățiții cu dracu? Ce fac ei? Să avem grijă să nu fim și noi în categoria aia. Este absolut tot ce poți să faci. Restul, binele public și tot, uitați treaba aia. Și oricum, faptul că ducem o viață confortabilă aici și tot o să fie hunky-dory în acest tărâm, al iluziei, e o prostie imensă. Nu, dar care e viața confortabilă de aici? Pentru că nu sunt de acord cu tine. Pentru acest lucru. Corect. Dar sunt de principiu următor. E o idee comunistă care a venit și a zis
Băi, nu, aveți voi, bă, Dumnezeu ăsta e o prostie, Dumnezeu vostru suntem noi, Partidul Comunist, da. Și vă facem noi să fie bine, da? Și aici intră tot. Adrian. Și nu reușește nimeni să facă chestia, nu știu dacă observi. Eu spun un lucru, nimeni nu reușește să facă nimic, da, pentru că nu ai cum să fii fericit pornind de la premise atât de false. Nu ai cum, și nu ai cum, nu e vorba de orice, orice ai acumulat și oricât de bine ți-ar fi în aparență, nu e vorba de premize. Trăiești într-o mare de tristețe și de sărăcie și nu stihnește. Este condiția umană. Să schimbe planeta. Faptul că e sărac sau nu, nu are legătură cu gradul de fericire, de niciun fel. Da, pot să fii. Au zis o stoici, vrei să fii fericit. Știu foarte bine. E un mod de a pune problema și de raportare. De acord, dar noi am trecut de mult de perioada stoicilor, trebuie să recunoști. Civilizația s-a centrat atât de mult pe materialism și a devenit monstru, demonul cel mare. Nu e făcut. Există, uitați-vă cât efort se depune în orice societate să scoată săracii din sărăcie. Și știi ce se întâmplă? Săracii ăia sunt prinși în sărăcie. Nu au cum să-i scoată. Sunt cimentați. Dacă tu vrei să-i scoți, nu vei reuși să scoți pe nimeni, sau oare pe nimeni, pe nimeni. Aduci tot statul la nivelul. Generezi corupt. Deci nu poți face asta. Nu, e ca și cum... Există sărași care sunt pe punctul de a ieși de acolo și a evolua. Și eu, categorie, și pe aia ajut și aia ies de acolo, dar... A fost o controversă la televizor, a fost dezbatere între premierul actual al lui Macron și premierul lui Marine Le Pen. Exact pe chestia asta s-au certat. Pe faptul că a propus, cum există în Danemarca, de pildă, probabil de acolo s-a inspirat, ca să se taie toate dobânzile la credite pentru persoanele până în 30 de ani. O aberație. Deci pe criterii de vârstă să ajungi să ce? Și cine plătește? Nu duc decât la niște probleme mai mari. E ca și cum ai avea o boală și în loc să zici, băi, am boala asta, dar sunt obez, da? Deci, sunt lozincile astea, okay, îi spun, eu stat îmi asum să-mi rămână tineri în țară și iau următoarele măsuri. Le stipendiez împrumuturile, le dau învățământ și specializare gratuită, fac aia drăgailaltă. Sunt măsuri comuniste care nu... Da, sunt măsuri comuniste care pe moment dau roade și pe termen lung se întorc bumerang și rup tot. Da, se împline de lucrurile. Da, dar cei care s-au uitat la televizor la dezbaterea, apropo, la noapte, la 4 dimineața, e dezbaterea Biden-Trump. Da, încă nu are Biden procent. Da. Cei care au asistat la dezbaterea asta, pentru că am văzut și fragmente, dar am găsit-o și integral pe net, la franțuși, au fost foarte neplăcut impresionați. Dar sunt destui tineri care au zis, uite, un om care ne întinde o mână. Sigur. Da? Și care vor vota acum, în câteva zile. Bani gratis. Știi ce fac? Din ideea comuniștilor din totdeauna a fost să creeze animale la zoo. Mm-hmm. Ok? Acum, dar nu știu dacă te-ai dus pe la grădina zoologică, eu m-am dus în niște perioade. Tot închise, sunt oricât de bine le îngriji. Nu știu dacă observa cât de triste sunt. Da, normal, sunt triste pentru că vor. Sunt bine hrănite. Da, și ce? Și spălate. Și degeaba. Dar noi, oamenii, ne facem un punct de onoare să nu învățăm nimic niciodată. În orice sunt în cuști. Suntem toți în cuști, în diverse cuști, e 9 și 11, iată. Știi că zici, mă, Assange a făcut rău. Păi a făcut rău, dar acum, uite, s-a dus și a dat cu barda în niște corupție, pe care o bănuim. Da. A fost primul care a ridicat cortina. Primul care a ridicat-o și toată brazla gazetărească la vremea respectivă să-și amintească că a fost recunoscătoare și că s-a simțit extraordinar de bine că un om din această meserie destul de hulită și destul de compromisă și-a riscat totul pentru a ne spune o bucățică de adevăr. Pentru a da perdeaua după ea, pentru că e vorba de iluzii, da. El predează vinovat pentru mutarea pedepsei. Exact, îi se consideră cei 5 ani petrecuți în închisoare în Anglia, 5 ani de pedeapsă în Statele Unite. Deci, s-a abandonat. Da. Deci, practic, Statele Unite nu mai are nicio pretenție, dar nici nu are voie să calce prin Statele Unite fără aprobare. Bine, s-o fi săturat. De altă parte, tu totuși recunoști că ești vinovat. Da, recunoscut. Știi?
Și-a recunoscut vinovăția de a fi publicat documente pe care le știa clasificate. Marea problemă este că asta creează un precedent foarte periculos pentru jurnalismul american. Da. Și? Apropo de precedente, există precedente foarte periculoase. Am văzut că Ungaria face o porcărie foarte mare din punctul meu de vedere. Biroul pentru Protecția Suveranității anchetează Transparency International pentru influențarea deciziilor electoratului. Păi mâine poate să ancheteze Epoch Times că influențăm pe lumea de acasă, îi deschidem ochii. Da, nu, o să... Nu, am glumit, am zis, am îngroșat lucrurile. Faptul că o țară înființează un birou pentru protecția suveranității. E ca legea organismelor străine de la ruși, de la georgieni. Exact, asta e. Da? Cu altă denumire. Și s-apucă să ancheteze un ONG de talia lui Transparency International, mie îmi spune extraordinar de mult pentru despre cum încotro merge Ungaria. În timp ce invită capital rusesc, da, în banca aia de... Și chinezesc. Și chinezesc. Cât încape. Și te super pe ăștia. E un dublu standard acolo care strigă tot la... N-ai cum să le înțelegi. Despre ce vorbim aici? Și știi care e povestea? O mare parte din presa maghiară e luată. Da, este luată 100%. Ei nu mai au nimic. Am auzit pe undeva treaba asta. Nu mai au nimic. S-a terminat cu presa lor. În orice caz, n-ajungea nicăieri. Uitați speranțele. Singurul lucru, că mă întreba o doamnă pe internet ce e de făcut. Păi asta e de făcut. Nu sunteți aici ca să trăiți bine, doamne. Ok? Nici eu, nici noastră, nimeni. Nu e imposibil. Dacă vreți să trăiți bine în România, trebuie să furați masiv și să intrați în combinații din astea cu toți jegoși. Eu zic așa, să dormiți în pătuțurile dumneavoastră liniștiți, chiar dacă sunteți mai săraci. Să încercați să vă plantați pentru noastră, pentru mulți dintre noi viața e mai spre capăt, da? Pentru copiii noștri să învățăm pe ce să pună preț, pentru că banii întrețin fericirea, dar nu aduc niciodată. Nu, e zisă pe limba românească. Da, în sfârșit. Nu-ți place, dar e adevărat. Anunțul următor e că săptămâna viitoare nu vom avea emisiune din cauza de motive tehnice, să spunem că nu prea îmi place să discut lucruri personale în public, las serviciile să-și facă treaba dacă chiar vor să știe ce și cum. Deci săptămâna viitoare îmi dai liber, da? Săptămâna viitoare avem, nu va fi nici marți, nici joi, ne revedem peste câte zile numărați și alea la calcul. Vă dorim să spunem că pentru e ziua Canadei și atunci... Și avem aici un cetățean canadian. Un subiect al legei. Da? Da. Deci cam pe aici sunt. Probabil că e jurat credință sau nu e jurat credință când a ținut cetățenia reginei. Regine, și știi ce bine m-a simțit? Da, cred. Cred că e fain să fii cetățean britanic, cred, așa mă gândesc. Îl am pe Iliescu pe mine și să-mi fie greață de persoana apropie, știi? Păi, regine, Elisabeth, acum, dacă o fi... Cetățean canadian supus al Commonwealth-ului, nici nu știu eu cu cine stau în platou, nici n-am aflat, da, ca lumea. Nu nimic, o să afli până la urmă. Da. Vă dorim o seară excelentă. Toate cele bune. Un weekend minunat și stați cu neuronii gata de atac. Nu, că neuronii liniștiți, nu gata de atac. Liniștiți că când vine atacul trebuie să poată să susțină și... Bine, atunci liniștiți. Cald. Cine vrea liniștiți? Iliescu. Nu, alt tip de cald vorbesc. Vrea liniștiți, nu. Ăsta la altă. Nu. E chestiunea, stați în așteptare ca la momentul oportun să puteți fi în plenitudinea forțelor. Nu-mi place să contrazic femeile, așa că voi... Nu mă contrazice astăzi, nu o să mă contrazic după ce se termină emisiunea, dar ce mai contează atunci? Seara bună tuturor, rog regia să închidă de grabă această emisiune.